Din start trebuie să constatăm că, într-adevăr, este un act criminal, o rușine pentru Republica Moldova ce s-a întâmplat atunci și acum, de la distanța a 3 ani, mi se pare că chiar a fost o conspirație a instituțiilor statului și a unor politicieni, în acest caz concret, dar probabil că se întâmplă și în alte cazuri. Asta puteți să ne spuneți cam câtă lume a fost implicată în operațiunea asta? Este evident, după investigații pe care le-am făcut eu în acea perioadă, am demonstrat și am vorbit despre lucrurile acestea public că a fost un act ilegitim, coordonat de instituțiile statului, în speță de SIS, care a reacționat, a acționat de fapt la indicația unor politicieni. Și până astăzi noi nu putem numi exact acel politician, deși, potrivit legii 120, articolul 6 prim, responsabil de sau de coordonatorul combaterii terorismului, undeva așa sunt articolul ăsta, este președintele Parlamentului, atunci fiind Adrian Cadu. Cu siguranță trebuia să cunoască lucrurile acestea, trebuia să fi fost implicat. Evident că nu s-a făcut fără știrea lui Plahotniuc, dar ăsta a fost întotdeauna foarte șmecher și a știut să se ascundă în umbra altor pioni. Vasile Botnar este un pion în această joacă, în acest joc, presupun eu, pentru că am identificat și alte personaje implicate. Eu nu știu de ce se uită procurorul general, ar trebui să cunoască. Dacă mi-amintesc că am făcut noi niște, am făcut o scrisoare, o sesizare la procuratură, sunt aici mai multe personaje și unul care și astăzi ar prezenta interes pentru procuratură este Sergiu Mițulescu. Da, chiar atunci, vreau să vă întreb despre dumneavoastră. Atunci era șeful antiteror. Da, nu știu ce face astăzi, dar era șeful. Vă spun eu ce face astăzi. Astăzi, da. Este șeful securității interne de la SIS, deci este persoana care acum verifică integritatea ofițerilor SIS. Au fost implicate mai multe persoane, evident, dar cel mai interesant că responsabilitatea extrădării acestor persoane sau exercițiul acesta trebuia să-l îndeplinească de fapt ofițerii biroului Migrației și Azil. Migrație și Azil, așa prevede legea. SIS-ul nu are dreptul să expulzeze în formula în care au făcut-o ei. Mai sunt și alte nume pe care poate o să le spun dacă o să mă invite procuror general și alte informații cu referire inclusiv la activitatea lui Sergiu Mițulescu ăsta. Doar un detaliu care o să vă placă, sper. Nu am vorbit despre el. Mai întâi, dar dumneavoastră n-ați fost audiat de câți procurori în cadrul dosarului? Nimeni n-a prezentat niciun interes pentru activitatea comisiei și în special a investigației pe care am făcut-o eu și colegii mei. Și aici o să mă dau un pic mai târziu cu părerea și despre activitatea procurorului general. Sunt speciali și mai mari aici ca noi. Dar aici două elemente, ca să vă dați seama cât de grav este. Da, scurtuți că vreau să intervină și domnul. Să reușim toți în prima parte a emisiunii să intervin. Mai întâi de toate au fost prezentate la comisie și dumneavoastră nu cunoașteți lucrurile acestea, două rapoarte ale SIS-ului. Unul, așa, a Serviciului Informații Securitate pe această temă, pe acest subiect. Am solicitat un raport, mi s-a prezentat o informație evazivă, vreo 18 pagini acolo povești. Ulterior am mai solicitat, pentru că am mai avut o întâlnire și cu doamna Maia Sandu, am consultat niște lucruri și ne-am dat seama că suntem, de fapt, purtați cu zăhărelul. Am mai solicitat un raport care a fost mai mult mai complet. Ulterior am solicitat de la Serviciul de Frontieră, la Rusia Vasiloi, era atunci, și informații cu privire la persoane, cum au fost extradate acele persoane. În aceeași zi, pe 6 septembrie, lor li s-au perfectat pașapoarte, am aici lista și toate datele pașapoartelor și cel mai grav, și asta ține iarăși de competența procurorului, după informațiile pe care le-am obținut, ar fi sigur că aceste pașapoarte au fost ridicate de la ambasada Turciei de tovarășul Mițulescu. Acum este adevărat să nu să se ocupe procurorii de asta, dar nu au manifestat niciodată interes și atât domnul Stoianoglu și o obiecție din partea mea, dacă vreți. Atunci când se dorește, se găsesc și vinovații și nu poate să fie doar acest Botnar vinovat, dar el nici nu e vinovat. Aproape a ieșit basma curată din toată afacerea asta. Doar Republica Moldova e vinovată. A încălcat drepturile, dramatic, drepturile unor cetățeni, a plătit 125.000 de euro. Dacă nu greșesc, Botnar și-a asumat aceste cheltuieli. El numai că drept ca Niu n-a înțeles de unde, n-a verificat de unde sunt banii. Da. Nu-mi place deloc faptul ăsta că și-a asumat cu tare. Și în rezultat ce avem?
și-o asumat. Astea sunt vorbe. Nu este el doar vinovat. În final, ce avem că toată această anchetă penală s-a încheiat cu un cec de plată. Și această rușine rămâne și astăzi să planeze asupra Republicii Moldova și a justiției noastre.